Bună ziua! Vom vorbi despre a câștiga sănătate, timp, bani și o viață de calitate. Dacă vrei și tu poți. Firma a fost înființată de președintele Gheorghe Hargitay în 1991 în Europa, iar în România în 1996. Sedii mai importante în Statele Unite, la Rotterdam, respectiv Budapesta, în Europa, și în România avem sediul principal la Timișoara, iar magazine în Timișoara, Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești, deci în cele mai reprezentative orașe ale țării. Oferta firmei, sănătate, independență financiară, siguranță materială, perfecționare individuală, oportunitate unică de afaceri, investiții și riscuri minime, apreciere, posibilitatea de a te remarca la nivel internațional. Vom vorbi despre produse destinate sănătății. Oferta se are în vedere suplimente naturale, cosmetice, corp, mâini, păr, dispozitive electronice și un set de curățenie. Despre suplimente, ele se adresează viitorilor părinți, copiilor, adulților, bătrânilor, deci în orice fază a vieții în care ne vom afla fiecare dintre noi. Acestea susțin tratamentul clasic, tratamentul energetic și profilaxia. Având în vedere profilaxia, chinezii spun, cine nu își face azi timp pentru sănătate, mâine își va face pentru boală, iar arabii nu sap fântână atunci când se sete. Produsele noastre nu sunt medicamente, sunt suplimente naturale. Ele sunt obținute din fructe, plante, pește, alge, presate la rece și în vid și dau naștere unor tablete, capsule și sucuri concentrate și creme. Tabletele conțin antioxidanți, vitamine, multivitamine, preparate pe bază de plante, minerale, oligoelemente, aminoacizi. Au o structură lamelară sau stratificată. Asta înseamnă că fiecare tabletă este ca o sferă în sferă. Ea se va topi în felul acesta în organism după 10-18 ore, iar pentru copii este obținută din mai multe diluțe stratificate. De asemenea, tabletele au o structură chelatată. Înseamnă că mineralele care intră în componența lor sunt, din punct de vedere chimic, legate prin lanțuri cu aminoacizi. Tabletele, de asemenea, avem cu absorție sublinguală, adică să se absorbă mai repede în organism, sunt adaptogene, detoxifică, nu au efecte secundare, nu creează dependență, ajută în menținerea și refacerea mecanismului de autovindecare, oferă garanția calității 100%, dar și satisfacția garantată 100% după ce le consumăm. Produsele sunt de intrat legal în țara noastră, toate au avizul Ministerului Sănătății din România, dar și un aviz cu caracter internațional al lui Food and Drink Administration în SUA, cotat a fi cel mai dur for mondial care vizează produse pentru sănătate, respectiv pentru alimentație publică, deoarece eliberează un aviz după un studiu în prealabil între 10 și 12 ani. Și, bineînțeles, un aviz al Agenției de Protecție a Mediului, EPA, din Statele Unite. Consumând produse și recomandându-le și altora, în funcție de nevoile fiecăruia, obținem puncte bonus lunare, de exemplu 1000 de puncte. La 1000 de puncte vom fi la nivelul de 4% și vom fi plătiți cu 8 dolari. La 3000, 7% și vom fi plătiți cu 12 dolari. La 9000, 10% și vom fi plătiți cu 68 de dolari. 18000 de puncte la 12% și vom fi plătiți cu 104 dolari. La 35000 de puncte cu 15% și vom fi plătiți cu 393 de dolari. Iar la 63.000 cu 18%, 656 de dolari, iar de la 95.000 de puncte în sus, cu 21% și vom fi plătiți cu minim 1.340 de dolari. Vreau să precizez că aceste valori
financiare, adică de plată, sunt minime și nu țin cont de bonusurile care se pot dubla sau tripla, dacă ținem seama și de concursurile la care noi putem accesa. Punctele bonus reprezintă nivelul de performanță, cât și cumulul de cumpărături făcute lunar, personal și cu echipa. Valoarea unui punct bonus este 0,1 dolari. Alte venituri, în condițiile în care, de exemplu, în grupul nostru se nasc lideri, adică avem un grup de 21% sub noi. În aceste condiții, dacă cu restul grupului face minim 38.000 de puncte bonus, vom mai primi de pe toată rețeaua încă un procent de 5%. Din calcule, acești 5% reiese 400 de dolari după restul rețelei de 38.000 de puncte bonus minim și 500 de dolari minim după grupul tău de 21%. Acest premiu se numește premiu managerial și garanție minimă, pentru că nu se dă mai mult de atât. Premiul respectiv de 500 de dolari poate fi obținut de tine și cu caracter de pensie, pentru că el poate fi un venit permanent. Și dacă îl comparăm cu pensia noastră de la stat, considerăm că este un venit destul de eficient și mai ales că se poate obține într-un timp foarte scurt, după 2-3 ani de muncă. Având în vedere că noi ne pensionăm după minim 35-40 de ani de muncă, întrebarea este cum prefer să stai? Pe oghindă sau să te cațe în vârful unui stejar? Pentru că un proverb indian spune, în vârful unui stejar te poți urca în două moduri. Ori te cațe efectiv în vârful lui, ori te așezi pe oghindă. Alte nivele de performanță. Triplu Palm Manager, când facem minim 95.000 de puncte bonus și putem câștiga peste 2.000 de dolari, când facem minim 38.000 de puncte bonus peste grupul nostru de 21%, putem câștiga minim 1.400 de dolari. Deci, executive manager, când am făcut cu grupul nostru minim 190.000 de puncte bonus, vom totaliza minim 2.890 de dolari. De la star manager, când avem două grupe de 21% sub noi și minim această diferență cu restul grupului de 47.500 de puncte bonus, vom încasa minim 2.350 de dolari. Silver Par Manager, de la 2.500 de dolari în plus, la care adăugăm premiul de argint, sau Gold Palm Manager, de la minim 7.340 de dolari, de la care adăugăm atât premiul de argint, cât și premiul de aur.